Doamna Ravana Plumb, veniți de la șefia Organizației de Femei a Partidului Social Democrat și o organizație puternică și mare din punct de vedere strict numeric. Aveți vreo sugestie, vreo idee, cine ar putea să vă fie succesoare în această funcție? În primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte atașată de Organizația de Femei și vreau și pe această cale să le mulțumesc colegelor mele pentru tot și toate eforturile pe care le-au făcut de-a lungul anilor. Eu sunt președinta Organizației de Femei de aproape 10 ani de zile. Așa cum sunt atașată Organizației de Femei, în care pur și simplu mă simt între prietene, este o solidaritate care a fost de fiecare dată exprimată. Sunt atașată și de Partidul Social Democrat. Atunci când vorbim de Organizația de Femei și de o poziție a președintei, aș vrea să vă spun că, sincer, sunt foarte multe colege care ar putea să ocupe această funcție și le admir pe toate. Organizația de Femei a Partidului Social Democrat este cea mai mare organizație de femei din România în momentul de față, politică, și este a treia în Europa. Am plecat în anul 2006 cu un număr de 40.000 de colege. Am ajuns astăzi la 200.000 și reprezentăm 42% din Partidul Social Democrat. Și suntem toate atașate de valorile și principiile social-democrate. Dacă mă întrebați pe cine aș vedea, aș vrea să vă spun, așa cum de altfel am și subliniat, sunt foarte multe colege. Sunt convinsă că Organizația de Femei, la momentul respectiv, își va alege președinta, în care vor avea multă încredere. Din punctul meu de vedere, până la organizarea conferinței, cea care a primit cel mai mare număr de voturi din partea colegelor noastre când am avut Congresul Organizației Femeilor Social-Democrate este doamna europarlamentar Viorica Dăncilă. Sunt convinsă că va putea să facă față. Nu ar fi corect din partea mea să spun vă susțin pe X sau pe Y, pentru că sunt multe colege care pot ocupa această funcție, însă m-aș bucura ca Viorica Dăncilă să construiască mai departe organizația politică a femeilor social-democrate. În familii, în general, în familiile românești, în mod special, în momentele grele, există o solidaritate feminină care asigură un suport pe care noi aici, în spațiul ăsta, îl simțim. Credeți că femeile din PSD, familia noastră politică, ar putea să crească pe acest moment în care Partidul Social Democrat, chiar fiind la guvernare, a primit o lecție la alegerile din noiembrie? Sunt convinsă că da. Organizația Femeilor Social-Democrate are și acum o voce. Sunt convinsă că va putea să se consolideze. De altfel, tot ceea ce înseamnă propuneri în ceea ce privește consolidarea sau întărirea condiției femeii, statutului femeii în societate, au fost de multe ori venite ca propuneri din partea organizației noastre de femei. Mai mult decât atât, acum o săptămână am lansat un pact, Pactul pentru Demnitatea Femeii, pe care îl dorim a fi asumat de toate formațiunile politice. El poate să fie îmbunătățit, acolo am venit cu câteva idei concrete pentru recâștigarea demnității femeii, înțelegând prin aceasta recâștigarea demnității societății în ansamblul ei.